ca de obicei, vreau să fiu sinceră cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc. 1. Ca să dai jos un guvern majoritar confortabil, trebuie să creezi niște alianțe. E logic, da? Adică PSD și cu ALDE aveau majoritate, dovadă că nicio moțiune de cenzură n-a trecut. În momentul în care ALDE a plecat de la guvernare, am deschis niște punți de discuție și am dat jos guvernul PSD. Nu ne ajungeau voturile și evident că am apelat și la parlamentari din PSD. Doamna Hărătău de la Bacău nu a venit în PNL. Doamna Hărătău a venit, s-a afiliat grupului și lucrează în grupul PNL tocmai pentru a susține în Parlament proiectele pe care noi le urmărim. Mi-aș dori să o cunoașteți, este o doamnă învățătoare care și-a asumat într-un moment cheie să pună în balanță. Să scăpăm de guvernul PSD. Când la 10:30 dimineața, nu auzi că dimineața deci, femeia domnule, zicea de Iohannis că e rău pe planetă. Domnule Pătraru, dacă doamna deputat Hărătău, doamna deputat Burciu și alți câțiva colegi nu ar fi venit să voteze moțiunea de cenzură, acum eram cu doamna Dăncilă prim-ministru. Simplu. Deci e o aritmetică parlamentară pe care eu nu vreau să o fac nici mai frumoasă, nici mai deșteaptă. Cum da? Să vă zic? Aceasta e este okay, aritmetica da, parlamentară.